Neața, voi încerca să mă abțin din râs pe parcursul acestui verdict, având în vedere că azi noapte, ca hoții la păcănele, s-a organizat întâlnirea dreptei, unde au participat la propriu toți fătălăii de care râde Dănuța. Și voi cu mine. PNL. USRI plus 2 și un sfert. PMP. S-au unit și au hotărât ce fac în campania electorală împotriva lui Fire. Campania electorală nu este despre orașe, sate, etc. Acolo unde PNL-ul, by the way, se duce și amenință, deci la nivel de localități mici, sate, etc., PNL-ul, pensați, pensați, pepilați, ăia, se duc și amenință pe diversi primari, etc., să treacă la ei, că altfel le taie cașcavalul sau le trimit controle. Da, normal că am lista localităților. Da, normal că o să o dau. Deci, acești fătălăi, ăia, care n-aveți voie la mare cu iubitul și cu iubita decât cu soții, și că, ăia, mă, ăia, care n-aveți voie să dansați, ăia, s-au întâlnit azi noapte, știi? Și s-au organizat ei așa toți. Ce să facă ei la alegerile locale împotriva lui Firea? Că, de fapt, alegerile sunt doar despre Firea. Este ca la alegerile prezidențiale, există un singur primar care candidează în România, se numește Gabriela Firea. În rest, nu este nimeni. Nu există primar de sector, nu există nimic, nicăieri, nicio localitate, niciun oraș, nu există nimic. Toate alegerile, toate, tot ce înseamnă alegerile locale anul ăsta sunt despre Gabriela Firea. Putem să le egalăm cu ale prezidențiale, că e vorba numai despre Firea. Fătălăi, iurecu. Deci așadar, acești hoți prostituați, eu n-am nimic cu prostituția. Nu? Eu n-am nimic, eu vreau și chiar să se legalizeze. Adică am și scris, să se legalizeze toată prostituția. Deci în primul rând ar fi totul ok și pentru campaniile electorale. Să se legalizeze tot. Să fie prostituția legală. Tot ce se poate desfășura normal. Nu, pac, se întâlnească ăia, să-l cheme pe Costanda să-i dea cașcavalul sau să nu îl dea, să blocheze fondurile primăriei și conturile primăriei Sanchi cu o lună înainte de campanie, etc. și toate manevrele astea. Astea sunt niște căcaturi, voi sunteți niște fătălăi și haideți să vă spună Dănuța așa puțin, că uite, nu mai bine să râd, boilor. Și eu să vorbesc așa către oameni, să vă explic Dănuța ce s-a întâmplat azi noapte. Așa cum v-am spus, de luni de zile, totul este ca la cazin. Ei se întâlnesc. Voi în timpul ăsta trebuie să purtați mască. Ați rămas fără job. N-aveți voie la mare cu concubină. Vă dă stare de alertă, stare de urgență. După aia o anulează CCR-ul. Deci în timp ce voi stați ca sclavii la cheremul lor, acești prostituați se întâlnesc. Efectiv. Cum vă spune Dănuța, ca la cazino. Au fiecare cât un pește, adică șeful la partid, și, mă rog, la partid, la manevră pe acolo, așa, și se așează la o masă toți împreună. Vă imaginați că, mamă, nu știu ce principiu. Nu, nu, toți împreună și vorbesc la fel, la fel. Nu există diferențe. Nu există doctrine, etc., principii. Nu, ei toți, și în mijlocul mesei acolo e un os. Există maidanezi care știu să iau osul din fața tuturor. Că maidanezii se descurcă că-s pe stradă. Există câini de rasă, nu e cazul aici, care n-apucă osul decât dacă îl lasă maidanezul să-l mai rodă și el pe undeva. Azi noapte s-au întâlnit acești fătălăi de despre care Dănuța vă spune de 100 de ani și pe care voi veți merge și îi veți vota după ce ei au efectiv jucat alba-neagra, alba-neagra, alba-neagră, cu voturile, cu încrederea, cu ce vreți voi, ale voastre. Da. Așadar, s-au întâlnit fătălăi ăștia și mă se la moment, deci au ajuns ei la concluzia că la sectoare o să împartă în așa fel încât trei sectoare să revină USRI plus 2 și un sfert. Ce?
În ce sens? Păi care e procentul din piață? Fătălăi dracu de pensați de la PNL. Vezi, Rareșe? Vezi? Degeaba dai tu știri noaptea la 0000 de pe plajă. Vino dracu aici să vezi ce se întâmplă. Nu veni să negociați, nebun. Vino așa cum ești tu, portocaliu închis, bronzat. Lasă focaccia și stracciatella. Vino aici. Nu veniți la negocieri sau cum? Unii stau în vacanță pe șezlong și alții negociază pe aici. Sau mă rog, tu ești supărat pe ăștia. Ok, am înțeles. Dar vezi că au fost niște neni care trebuie să iasă niște primari. Când ai vorbit tot, nu trebuie. Nu mai ies. Așadar, și s-a ajuns la concluzia că trei sectoare să se ducă la candidații USR plus 2 și un sfert. Adică nu este nimeni dintre aia. Și trei sectoare să se ducă la PNL și la PMP, un sector muie, mumu, efectiv la sectorul 3 sau ceva de gen. Păi și așa, să începem cu PMP-ul. La sectorul 3? Păi la sectorul 3 n-are cine să-și pună candidat, că e Robi Robic. Care este, da? Robi Roberto? O să fie primar. Orice ați faci, fraierul are 60%, o să iasă că e sectorul lui. Bine, asta dacă nu, dar cred că e trecut. Între timp că a avut un pic așa, știi, dezechilibru și a vrut la capital. Așadar, în continuare, pro-România cum ar veni de stânga total. N-a fost chemat la negocieri, cu toate că se și avântaseră inclusiv doamna Ponta, față de care n-am niciun... care a și afirmat că îl votează pe Nicușor Dan. N-au niciun sens aceste jocuri imbecile, dar mă rog. Așadar, deci PMP-ul, care mă știu ce se întâmplă, ei au tot negociat deja ca au și adică Toma, au primit un loc la 3. La sectorul 3 este ca și când mă duc eu și candidez la sectorul 3. Unde Robi Roberto e primar. E, poate să nu mai facă nimic și este primar. Da? Deci cum ar veni, n-ați primit nimic. Ce facem, Sebică? Ce facem, Stamule, că te-ai pus? Ești și pe capacul de la WC-ul ecologic, tu. Panotat. Te-ai panotat în tot orașul. Ce faci? Chiar-ți trezea la repede, du-te, dă panotajele jos. Fă tot, curăță, fă curat. Bam, 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 că trebuie să o pui pe Clotild. Haide, Sebi. Neaț, trezire. Trebuie să faceți campanie lui Clotild. Uitați-vă la Dănuță aici. Bă, voi vă dați seama câte acadele ați subt voi de când v-ați înscris în partid. Da, așa să faci, să sugi acadeaua până te faci mare. Până la băț, până la băț. Câte acadele, toate culorile ați subt voi? Câte? Ca să ajungeți, să vă treziți în fiecare dimineață, să-i faceți campanie lui Clitorii Clotilde. E bine, mă? Ziceți, mă, putălăi, Gloria, e bine? Frumos? Ai ce să vezi? Așa e în politică. Politica e curvă. Dar vezi ce faci? Ziceți, mă? Hai că Sebi mai rău, salvare, îl sună pe Freddy. Nu-l sună pe Freddy un pic să te salveze? Treci de acolo, PSD, căcat, pare căcat. Într-o secundă, sugea cadea acolo, acolo e mai există speranță că e mai mare. Ziceți, mă, ce-ați făcut? Ce-a făcut, mă, Turcesu? Nu l-a acceptat nici pe el? Ce negocieri sunt astea, bă, băiatule? Haide ca să înțeleagă populația, fătălăii dracu. Așadar, în contextul actual, care înseamnă Gabriela Firea, candidată, independentă, asta este ceea ce susțin eu. Mă interesează ce crede PSD-ul în ultima secundă, ce o să se discute astăzi la CEX, că de-aia s-au întâlnit ăștia ca hoții la păcănele azi noapte, de frica CEX-ului de azi, mă rog, nu mai contează. Totul e o curvă săreală, ok? Ok. Deci, există candidatul justificat Gabriela Firea și există candidatul Nicușor Plicușor, care în spate are această alianță de fătălăi prostituați. Îi vedeți, da? Da. Care s-au întâlnit aseară și și-au împărțit, ca la Alba Neagra, locurile.
Ăia de la USRI să ia și ei nu știu ce, speră că iau sectorul 1, că alt candidat n-au. După ce au făcut pipilică și pe domnișoara Țițeală, care, cu firma care a defrișat 60 de hectare, nu știți, Google, și care s-a certat și s-a bălăcărit efectiv, intrați pe Google la fel, să ascultați stenogramele de acum o săptămână dintre Tănuț Flamingo și domnișoara Țițeală de la USR. Cum și-au luat ei familiile pe acadele. Da, mă, ce? Ce ești pur din USR, ce ați uitat de ei? Și clitorii Clotilde tot acolo e. Ți-am găsit eu poreclă și slogan Clotilde, că am înțeles că îl folosești pe la lufire. N-aveți talent, n-aveți cum vreodată. Voi v-ați pregătit, bă, băiatule. Eu admir, atât ați putut. Atâta s-a putut, cum se zice, da? PNL-ul s-a pregătit, a dat bani la toată presa, a cumpărat presa, i-a adunat pe tot ăștia, le dă și lor 2-3 până consilii, nu PMP nimic, nu contează, PMP-ul merge în continuare, lăsați, lasă-ne, Tomac, lasă-ne, tată, lasă-ne. Să vedem ce-i spui lui aia mică de la sectorul 1, tu, a ta. Că. Și ea trebuie să o susțină pe clitorii. Așadar, voi v-ați organizat. Ce puteți să faceți? E campanie. Ați luat în calcul tot. Pres, cumpărat. Candidați. Aie, negociați, vai mamele mamelor lor, whatever. Tu îmi dai aia, eu îți dau aia, dacă ajunge aia, îmi face aia, îmi dai contractul, îmi pui aia, da aia, pac, vopsești gardul, pune bordura, etc. Da? Ok. Faceți acum marea manevră cu Costanda să îi blocheze conturile lui Firea, nu mai știți ce să faceți, sunteți disperați, urlați cu încălzirea, care încălzire? Care? Păi sunați la ce încălzire? Sunați la Ministerul Economiei, javrelor. Nu mai induceți populația în eroare că o să închide, trebuie să-ți dea Firea căldură. Firea are de făcut ceva, CETO are de făcut altceva, Ministerul Economiei ca cu poluarea. Ați încercat o cu poluarea, n-ați reușit cu poluarea. Știți de ce n-ați reușit cu poluarea? Pentru că n-ați calculat ceva. Cum n-ați calculat nici aseară și n-ați calculat nici la începutul campaniei și n-ați calculat și nu o să calculați până la sfârșit și o să vă treziți la sfârșit și o să vă... Și lângă voi o să fie Areș, care se întoarce până atunci în Italia și vine și mașa cum e el, portocaliu, și o să vă uitați așa, exact cu ochii aia care e în poza așa frumos, așa o să vă uitați pe 27 septembrie, pentru că singurul lucru pe care nu l-ați calculat, nebunilor, că de-aia nu v-a mers, repet, nici cu poluarea, nu o să vă meargă nici cu încălzirea, încă Dănuța iese și spune adevărul. Adevărul. Singur element pe care nu l-ați calculat, tot acolo e frumos, v-ați întâlnit, v-ați făcut, vă sprijină și băse, vă, ați adunat tot ce puteți voi să adunați. Singurul lucru pe care nu l-ați calculat și nu aveți cum să-l calculați, sunt eu. Ce-ați făcut, nebunilor? Nu încercați să calculați. Și atenție, știu tot ce faceți. Și aici, și afară. Tot. Știu exact cum v-ați organizat împotriva Gabrielei Firea. Populația trebuie să știe că nu aveți nicio miză pentru populație în această campanie. Singura voastră miză este Gabriela Firea. Nu PSD-ul. Gata, nu mai e ciuma roșie? Ce faci? Păi de ce nu mai rulesc cu ciuma roșie? De ce nu mai rulesc cu ciuma roșie? Nu mai este ciuma roșie? Ok. Nu vă mai ajut acum? Să urlați? Mă, e PSD? De ce nu urlați, mă, e PSD? În continuu. Eu mă urlă, mă, e PSD. Nu mai e PSD? Nu? De ce? Pentru că Firea nu are nevoie de nimeni. Nici de 7 alianțe. Nici de nimeni. Dar așa, pentru că v-am văzut eu așa și mie îmi plac femeile și eu le susțin. Chiar dacă senzația este că nu sunt feministă. Dacă îmi văd hoarde de fătălăi, maidanezi, jeguri împotriva unei singure femei organizați, n-are cum Dănuța să o lase. Așadar, singurul element în această campanie pe care nu l-ați calculat, sunt eu. Și eu, că o să vă rup pe genunchi. Fiecare candiduț care s-a înscris el la Alba Neagră azi noapte și care va fi el hotărât, pe fiecare candiduț îl calc cu mașina de asfalt. A vorbelor și talentului meu.
și a creierului meu. De ce? Pentru că eu vreau să știe populația adevărul. Cum să negociază ca la cazino votul lor? Clar. Care sunt grupurile voastre de interese? Pe orice. Pe trecut aia, pe făcut aia, pe construit, pe dragi, pe laci, pe salubrizare, pe ce? Păi nu, păi nu. N-ai cum cu Dănuța. Că Dănuța citește cât nu are timp toată populația asta care nu are voie la mare, care trebuie să stea cu mască non-stop, care cetera, care nu mai are ce mânca, care MUE alocații, care MUE orice din gura președintelui ieri, care etc. Oamenii trebuie să știe adevărul. Și o să știe de la Dănuț. Fătălăi dracu. Nu te mai uita, stamule, ți-am zis radio și dă panotajul jos până pe Clotil. Am făcut o paranteză mai devreme că văd că folosiți sloganul lui Firea de campanie. M-a plăcut, a? Nu v-ați Dănuța, toate creierele puse împreună, ale tuturor fătălăilor, consultanților de aici și de afară, împreună, ați dat milioane de euro PNL-ul Atans. Toți bănuții voștri care i-ați aruncat voi pe sondaje, un milion Mirel, etc., etc., din banii noștri, din banii noștri, da? Ca să știți că se duce pe sondaje, bă, dă Dănuța, exact. Toți banii puși împreună cu toate creierele, tot. Cu toți fătălăii, bronzați și nebronzați și pensați, adunați împreună, nu au cum să facă cât o circumvoluțiune a minții mele. Înțelegeți asta? Ei, și gândiți-vă că eu iau așa, mă, câteva circumvoluțiuni, că în rest mai și trăim așa și le dau, uite așa, în campanie lui Gabi. Ha, pac. De ce? Ca să vă arăt cine sunteți și ca să câștige cine dracu merită javrelor. Această alianță de fătălăi care negociază voturile oamenilor ca la cazino, s-au organizat ei nebunii dracu în campania cu căldura împotriva lui Gabi, acum a lui Gabi Firea, și în combinația, atenție, împotriva populației, real, așa cum au încercat cu popularea, dar n-au reușit, pentru că n-au calculat-o pe Dănuța în campanie, în campania cu populare, deci s-a terminat, și ați înțeles și a înțeles toată populația că populare n-are legătură cu Firea, așa, are legătură cu Costică, fă poloarea mică, Javro. Uitați-vă pe Google acum, ce se întâmplă? Sunteți șocați? Deci apare despre Costică? Dănuța urlă de 5 luni. Așadar, ca să înțelegeți ce se întâmplă, în acest moment se organizează o manevră cu despăgubitul Constanda, care are de recuperat de la primărie, dragi, la 10 de milioane de euro sau un teren sau nu știu ce. Primăria a găsit această soluție să-l dea lui ăla un teren în cartierul francez. Vorbim despre o combinație făcută în momentul în care a fost primar Traian Băsescu, după care a fost Videanu. Deci combinația nu are nicio legătură cu mandatul actual și nici cu mandatul trecut și cu etc. Da? Deci e o combinație de 20 de ani. Primăria a ajuns la un acord, whatever, să-i dea lui ăla, nu știu, un rate, în draci, vă dați seama ce a fost acolo, da? Ok. Ce a fost acolo acum 20 de ani. Ok. Mă rog, îi dea lui ăla cartierul Franjoa. Brusc ăla, ca să înțelegeți, da? Cum funcționează. Mafia. Cum funcționează mafia pe care o votați. Ăla s-a trezit, nu știu, o fi vorbit cu predecesorii, acum s-a trezit, după ce era totul ok pe pandemie, și a zis, domne, nu mai am chef să așa, eu vreau ori terenul mâine, ori suma mâine. Nu mai vreau eșalonat, etc. Înțeles? Care ce înseamnă? Primăria are niște cașcaval, whatever. Înseamnă că luni se blochează toate fondurile primăriei și toate conturile. De ce? Ca să-i se dea lui ăsta cașcavaletele cu concursul tuturor consilierilor. Da, care sunt toate partidele astea mișto de dreapta, care s-au unit ca să salveze țara. Păi cum salvați, mă, voi Bucureștiul și țara? Jegurile dracu care ați făcut combinații pe sute de milioane de euro, că nu numai cu ăsta au făcut, așadar, cum salvați? Că voi, de fapt, uite, de exemplu, mâine, ăștia de la PMP care n-au mai votat, da, deci PMP-ul, consilierii, da, generali, ăștia care ieri nu au votat să se dea terenul în locul banilor lui ăsta care trebuie despăgubit, nu vota pur și simplu. De ce? Ca de luni să se blocheze conturile primăriei, adică ale noastre. Că nu sunt ale lui Firea conturile. Firea este doar în campanie electorală.
Conturile sunt ale noastre. Adică, căldura aia de care bociți, orice, spitale, orice, banii pentru persoanele cu dezabilități, whatever. Tot ceea ce plătește primăria să nu mai poată plăti, să intre în acest blocaj și cum ar veni să-i dea o MULU, firea pentru asta. Așa se negociază viețile voastre și voturile voastre. Până acolo se ajunge. Înțelegeți toată organizarea ăstora? Toată. Deci ei toți se întâlnesc în fiecare zi, toți fătălăi ăștia, da? Acești masculi. Rar. Ăștia, fătălăi ăștia. Ai plecat, stamule? Ăștia toți se organizează împotriva unei singure femei. Nu, nu a PSD-ului. Nu, era nicio treabă. A unei singure, avea un singur nume. Clitorii Clotildo. Uite, ți-am găsit eu. Declină clitorii Clotilde. Ăsta cred că e numele tău de campanie. Lasă-l pe lui Firea. Nu mai folosi tu sloganul lui Firea, să închim postări. Hai, pune-i pe aia, pe ciceală, pe aia, să debiteze și eu campanie mișto. M-am făcut eu în 5 minute. Așadar, asta s-a întâmplat azi noapte. Începe campania fătălăilor și nu că vă rupă genunchii. Chiar cred că o să mă sunați pe fix. Chiar cred.